Am revenit în studio și țin să vă spun că Baba Dochia și vremea aia n-au fost un obstacol pentru cei împătimiți de cântec. În acest weekend în capitală s-a desfășurat cea de-a 10-a ediție a festivalului Concurs Chanson Zami. Detalii privind acest concurs aflăm în această dimineață de la invitație care au ajuns bine mersi în studioul nostru și sunt prezenți aici lângă noi. Este președintele juriului Constantin Rusnac, maestru în arte, secretar general al Comisiei UNESCO în Republica Moldova. Alături de noi mai e în această dimineață și Svetlana Manu, el președintele comitetului organizator al festivalului concurs al cântecului francofon Chanson Zami și bineînțeles nu putea să lipsească într-o dimineață frumoasă ca asta câștigătoare sau mai bine zis deținătoarea Grand Prix-ului Olga Doina Grăjdieru. Bună dimineața, dragii mei, și bine ați venit la Bursul. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ne bucurăm că ați acceptat sau ați ales să începeți ziua cu postul public de televiziune. Noi am dorit să aflăm mai multe detalii privind cea de-a 10-a ediție a festivalului. Cum s-a desfășurat? Prin ce a fost deosebită de celelalte anterioare? Deci, cea de-a 10-a ediție a Festivalului Național al Cântecului Francofon Chanson Zami se deosebește de celelalte, în primul rând, prin numărul de candidați care au solicitat să participe la acest festival. Am avut în jurul la 80 de persoane. An de an se mărește, pentru că anul trecut era în jur de 70. Da. Și încă că am introdus încă o categorie de vârstă, profesorii. Wow, ce frumos! Asta e noutatea, probabil. A fost un început. A fost un început ca orice început, de fapt, mai departe vom dezvolta acest început. Așa, pentru început au fost mai puțini clar lucruri, dar oricum și această categorie a participat la festival. Este dificil să participi la un asemenea festival care are deja o tradiție bună în spate, deja 10 ani? Eu știu. Pentru că vorbeam acum, până a fi în emisiune, vorbeam că astăzi foarte mulți doritori sunt de a participa la diverse festivaluri, de a lua chiar premiile, ori mai puțin sunt cei talentați care cu adevărat merită un loc de frunte. Omul este foarte o persoană complicată, înțelegeți. Unii știu să se uite în oglindă la ei dintr-o parte, alții nu prea. Dar însă dorința asta de a ieși, de a cânta, este foarte frumoasă. Dar eu am vrut să încep altfel. Am vrut să vă mulțumesc, să mulțumesc bunei dimineți, că noi suntem aici, asta este de cu o bună tradiție. Chiar imediat, prima luni, după acea sâmbătă extraordinară cu muzică franceză. Da, dacă facem abstracție de viscol și vânt, da, e adevărat, noi o sâmbătă extraordinară. Nu v-a împiedicat nimeni și nimic. Absolut. Să desfășurați. Noi întotdeauna suntem aici, în diferite componențe, dar cu premiul mare suntem aici la Bună Dimineața. Și vă mulțumim din suflet că de data aceasta tradiția n-a fost oprită și noi am venit cu Olguța, cea care a câștigat în grupa cu mare, mare. Drag, vă găzduim aici la postul public de televiziune. Sigur, este o plăcere și publicul în sală, este o plăcere să vezi cum acești tineri din toate colțurile Republicii, deci și de la Leova, și de la Cahul, și de la Ocnița, și de la Briceni, de pretutindeni sunt veniți aici pentru ca să se manifeste în fața publicului și în fața juriului și de ce nu să fie apreciați și cu un premiu. Exact, ce nu se cânte oarecum, ci în limba franceză. Sigur că da. E salutabil. E foarte important că majoritatea au o limbă franceză foarte frumoasă, fiindcă mulți din membrii juriului sunt deci posesori a unei limbi franceze bune, fiindcă am avut reprezentanți din Belgia, din Senegal, din Franța, în juriu. Cine au fost membrii juriului? Doamna Manu, da, o să spună. Deci președintele juriului de-a lungul anilor este și rămâne a fi. Și rămâne a fi. Hai nu, se mai schimbă. Deci au fost, de fapt, câțiva ani, dar tot la recomandarea domnului Rusnac, poate era schimbat președintele juriului din motive obiective. Dar cu domnul Rusnac am început prima ediție și iată și la ultima ediție și la celelalte. Avem membrii ai jurului fideli care de acum chiar ne întreabă da când o să fie, când organizăm preselecția. Printre aceștia domnul Mircos, poate de zis, compozitorul muzicologul, laureatul diverselor premii.
apoi muzicologul și compozitorul Andrei Sava, reprezentantul Alianței Franceze, apoi anul acesta am avut și o senegaleză, o doamnă care este animatoarea unor emisiuni online în Statele Unite, care cunoaște foarte bine franceza. Dar cea mai frumoasă, așa, surpriză în anul acesta, am avut o tânără de origine moldavă, dar care este cetățeanca Belgiei, care vorbește o limbă impecabilă, care la o vârstă atât de fragedă, are, dacă nu mă înșel, vreo 20 de ani, cred că... 19. O domnișoară de o frumusețe și o inteligență rară, care scrie versuri, care este deja dramaturg, este poetesă, este fiica domnului Rusnac. Nepoata domnului Rusnac, apropo. Da. Și de ce nu e prezent aici în studioul nostru ca să o cunoaștem? Noi am venit. Bine, cu permisiunea dumneavoastră vom încerca să o cunoaștem în această dimineață și pe câștigătoarea ediției din acest an. Bună dimineața! Vorbește-ne un pic despre tine ca să te cunoaștem mai bine și prin ce ai reușit tu să convingi jurul că ești cea mai bună și meriți trofeul. Așadar, mă numesc Gâșdier Olga Doina, sunt din orașul Sângerei. Studiez liceul teoretic Olimp. Probabil domnul președinte ar trebui să ne spună prin ce i-am impresionat. A fost o concurență foarte mare, foarte multe persoane talentate și a fost destul de dificil. E pentru prima dată când te-ai determinat să participi? Pentru a doua oară. Așa. Am fost acum 5 ani în urmă. Mi-am încercat norocul, am văzut cum e situația, terenul. Și am revenit în forță. Da. Am înțeles că în afară de cântec mai trebuie să știi și franceza, mai bine am mai lucrat asupra limbii, ca să fie dicție, ca să... Deci... Deja ne-ați făcut curioși pe toți în această dimineață și am vrea să te ascultăm. Ce melodie ți-a adus Grand Prix-ul? Piesa Un Vie d'Amour de Charles Aznavour. Te ascultăm cu mare drag, apoi vom continua discuția, vom afla mai multe detalii. You know.
Extraordinar de frumos, Olga Doina Grăjdieru a fost alături de noi în această dimineață, cea care s-a vrednicit de Grand Prix-ul la festivalul concurs al cântecului francofon. Cât timp te-ai pregătit pentru acest festival? Ai mai cântat până acum, când și în limba română? De la cine ai moștenit dragostea pentru cântec? Am desigur, cânt în limba română. Am început să mă pregătesc de concurs cu 2 săptămâni înainte de a afla de desfășurarea acesteia. A fost deja în ritmuri foarte rapide. Să înțeleg că nu ți-a luat foarte mult timp. Eu, dragii mei, să înțeleg că e nevoie de un concurs al cântecului francez ca să ne dăm seama că în Republica Moldova, aici, la Sângerei, nu departe, există astfel de talente. Când am auzit-o cântând, aveam senzația că e Edith Piaf. Păi noi, vă închipuiți câtă plăcere, fiindcă nu numai Doina cântă așa, avem mai mulți, deci avem câteva premii mari la fiecare grup. Doina a luat premiu mare în grupul mare, mai este în grupul mijlociu un premiu fantastic, în grupul mic este premiu mare și profesorii au un premiu mare. Eu special am invitat nepoțica mea, de aici a fost vorba de ea, Margot Spinu, care are un spectacol, merge la Teatrul de Păpuș, Guguțu, de acum 3 ani de zile, invit toți copiii. Special am invitat, dacă ai timp, vine, te rog, cu limba franceză. Și noi am avut noroc în anul ăsta că am avut mai mult franceze în juriu, special pentru dicție, pentru ca să ne ajute cu o limbă franceză. Și ea a spus că are o limbă frumoasă, franceză, în afară de faptul că cântă bine, are, are și o energie. Mai unele momente sunt, sigur, dar în linii generale și că are o limbă frumoasă. Și v-ați convins dumneavoastră, deci o frumusețe de fată, o frumusețe de voce, o manieră de a se prezenta în fața publicului care ajunge la inimă și eu cred că nu las pe mine, pe nimeni indiferent. Eu cred că toți cei care au stat în fața televizorului acum sunt mândri. Eu cred că sunt mândri și Dumnezeu să-l ierte pe Mihai Dolgan, sunt mândri și Hadârcă Ion și Petru, sunt mândri și frații Goia, căci ei toți vin de la Sângerei. Așa este, într-adevăr, da, e un festival care merită atenția tuturor și merită ca fiecare talent să-și încerce norocul. Fiecare pune umărul la acest festival, deci sunt foarte mulți, doamna Manuroșcuri. Pentru mine e straniu, de ce ambasada franceză nu pune umărul la acest festival cum ar trebui să fie. Pentru probabil că e invidioasă nițel, că avem atâtea talente în Republica. Pentru mine este foarte straniu. Deci când se propagă limba franceză, mă uit cum celelalte ambasade, deci limba engleză, cum este propagată, ambasada franceză este rece. Pentru mine, care iubesc foarte mult Franța și am prieteni, pretutine, am fost mai mult de 50 de ori, de vreo 60 de ori la Paris. Deja mergeți deci, ca. Și mă miră faptul că sunt așa de reci față de un așa eveniment. Noi încercăm să-l scoatem în afară, la Filarmonic, în Palatul Național, fiindcă așa talente, eu nu ne ajută, nu-i nimic, găsim noi. Și eu sper că anul ăsta o să facem cu toți laureații acestor concursuri un concert mare, într-o sală mare și... Sperăm să ne ajute și ambasada franceză. Dacă nu, facem singur. Eu aș vrea să menționez că acest festival, într-adevăr, ați întrebat dacă e dificil să participi, e mai dificil să-l organizezi. Și e dificil să jurizezi atunci când sunt foarte multe talente, desigur, nu? Să selectezi pe cel mai bun dintre cei. Dar aș vrea să menționez persoanele care m-au ajutat, m-au susținut în organizarea acestui festival. În primul rând, domnul Constantin Rusnac. E o colaborare frumoasă de la prima ediție. Vreau să-i mulțumesc foarte mult rectorului Academiei de Studii Economice că înainte de a începe pregătirea acestui festival, eu merg la dumnealui și îl întreb dacă îmi permite și îmi va oferi și de data aceasta sala de festivități fără arendă, fără... Gratis adică tot. Sunt multe persoane cu bun simț, mai cu inimă mare, care încearcă să vă ajute. Noi mai avem, din păcate, puțin timp. Ori eu aș vrea să aflu... Olga, ai mai fost în Franța, la Paris? Nu, a fost un vis care curând are să se realizeze, da. Și ce locuri ai vrea să vezi? Păi, desigur... cele mai pitorești locuri din Franța, din Paris, Turnul Eiffel. Cred că o să rămân plăcut, impresionată. Vezi, le cânti și francezilor, dar să nu uiți să te întorci acasă, pentru că până la urmă este foarte important să nu uităm de unde am pornit. Neapărat.
Aveți un mesaj la final de discuție pentru toată lumea bună care s-a trezit în această dimineață și e cu ochii pe noi? Aș vrea să îndemn profesorii, după această primă ediție, să înceapă pregătirea pentru cea de-a 11 ediții și copiilor. Le amintesc să înceapă de-așa, de-acum, fiindcă în sală erau profesori prezenți și mi-au spus că ei, păi la anul vinem în duet să cântăm. La mine în sat sunt, o să vinem și un trio și o să mă pregătesc. Poate era și mai bine dacă veneați și înainte de festival să anunțăm public acest lucru, ca așa încât profesorii din toată țara să cunoască acest lucru, dar sigur, la anul vor fi mult mai mulți de atât. Sper. Domnule Constantin Rusnac, dumneavoastră ce impresii v-a lăsat cea de-a 10-a ediția festivalului? Foarte frumoasă impresie și le doresc acestor copii care au făcut primul pas spre Olimp să urce treptele mai sus și ceilalți să vină din urmă, să calce aceste trepte, că sigur că sunt emoții pentru a călca, dar mergeți înainte, că dacă doriți, dorințele întotdeauna se îndeplinesc, fiindcă Dumnezeu întotdeauna e cu noi. Asta este foarte important. Mulțumim tare mult că ați ales anume postul public de televiziune. Da, și eu cred că trebuie să ne vinzi Alianța Franceză. Care da, deci sejurul în Franța pe care îl va avea Olga Doina este sponsorizat o parte de Alianța Franceză, o altă parte, cazarea și alimentarea de domnul Jean-Jacques Combarel din Franța, care ne-a ajutat și cu medalii și pe Olivier Prado, vreau să-l numesc, care avem posibilitate. A fost aici la membru juriului. Da, și membru juriului a fost. Și deci pe domnul Corneliu Molea, pe domnul Nicolae Guțan, care ne-au sponsorizat. Radus Gardan, care da, a luat primul întâi câțiva ani unul și tot timpul e alături. Și ne-a sponsorizat și el, ne-a oferit tehnica lui, fiindcă este mai performantă. Eu vă și văd foarte optimiște în această dimineață, iar asta sigur înseamnă că evenimentul s-a desfășurat, a fost unul pe măsură și abia așteptați să organizați, să pregătiți și cea de-a 11-a ediție, așadar nu-mi rămâne decât să zic Doamne ajută și vă mai așteptăm aici la postul public de televiziune cu alte realizări frumoase, alte noutăți. Da, vă mulțumim. Iar dumneavoastră rămâneți alături de noi, continuăm emisiunea cu alte subiecte.